Odată la patru ani, oamenii le transferă politicienilor prin vot o uriașă cantitate de energie reprezentată de încrederea lor, care pusă în slujba binelui, ar putea produce nu doar prosperitate, ci și multă armonie în jurul nostru. Deputatul PSD Mehedinți, Cornel Fălescu, a transmis un mesaj pe pagina sa de socializare în care le-a explicat oamenilor care sunt atribuțiile unui parlamentar. Să fi parlamentar pare în ochii unora dintre concetățenii noștri o treabă ușoară și totuși nu este așa. Dacă ești un om responsabil obișnuit ca munca ta să dea roade, orice ai face, nu vei fi mulțumit să bați pasul pe loc. Ca parlamentar, nu trebuie doar să citești sute de pagini de inițiative legislative ca să votezi corect, mai trebuie să pui și suflet în relațiile cu oamenii. Trebuie să fii mereu deschis în fața lor. Nimeni nu vine la tine de bucurie, ci cu probleme grele și neapărat trebuie să ai abilitatea de a găsi soluții la greutățile care îi apasă. Astfel spus, să le dai un strop de energie pozitivă din fluxul cu care te-au încărcat la alegeri, să aveți o zi de decembrie călduroasă. Cornel Folescu a dovedit de-a lungul carierei sale faptul că este un om implicat, un bun profesionist, care a reușit să facă performanțe, indiferent de funcțiile pe care le-a ocupat.